sunt într-o localitate înconjurată de păduri. Este burg, este frumos, liniște. Pot face activități în timpul liber, de ce nu? Salariul este ok, mă pot întreține, mai ales că sunt singură. Am studiat 3 ani în România, după care am venit aici pentru primul loc de muncă. O zi de muncă în Val Clinic începe de dimineață cu măsurarea funcțiilor vitale, administrarea medicamentelor, atât orale cât și injectabile. Pe urmă încep îngrijirea pacientului, spălare, îmbrăcare și hrănirea pacientului. Fiecare are un anumit număr de pacienți, de la 2 pacienți la 3, 4 sau poate 5. Când am început munca aici, colegii mi-au fost de foarte mare ajutor, pentru că eu nu am înțeles bine germană și au fost dispuși ca eu, când îi chemam, au venit cu mine, eu le-am arătat lucrurile, ei mi-au spus în limba germană ce este, iar eu mi-am notat pe un carnețel toate cuvintele și le-am învățat, iar acum îmi este mult mai ușor. Au avut foarte multă răbdare cu mine să-mi explice absolut orice, chiar dacă a trebuit să repete de 1000 de ori să pot înțelege. Fără cursurile de limba germană, nu pot să supraviețuiești aici. Din punct de vedere atât psihic cât și fizic, neștiind ce să faci și neștiind ce ți se spune să faci, nu se poate fără. M-au ajutat foarte mult lecțiile de germană, cu ajutorul lui medico, bineînțeles. Cu toate că mi-a fost foarte greu la început când am venit și am avut primul contact cu germana. Firma Medico Hire m-a ajutat atât cu privire la acte, cât și obținerea recunoașterii profesionale. Copiii s-au adaptat foarte bine, sunt mândră când profesorii îmi spun că copilul este foarte deștept și învață și se străduiește. În primul rând aș vrea să le spun că trebuie să fie foarte hotărâți, motivați și să învețe foarte bine limba înainte să plece. Și de ce nu, dacă ar putea să facă voluntariat oriunde.